Vadim conducea cu îndemânare prin oraș, încercând să evite ambuteiaje pe drum. Mâinile îi tremurau, nervii erau la limită, iar pe difuzorul telefonului suna un glas masculin. Nu poate fi. Nu e Cristina, răspundea el la apel. Înțeleg șocul dumneavoastră, domnule Vadim, dar de asta vă așteptăm la recunoaștere. Trebuie să ne asigurăm că femeia de pe masa noastră este soția dumneavoastră, Neacșu Cristina Denisa. Ea e încă tânără, doar 31 de ani. Voiam atât de mult copii, se tânguia Vadim. Mașina sa sport, nebun de scumpă, manevra cu ușurință între mașini. El era cu doar un an mai mare decât soția sa, dar deja deținea propria firmă și avea o profitabilitate remarcabilă. Familia nu avea nevoie de nimic. Erau respectați atât în oraș, cât și în afara acestuia. Cristina se plângea de mult de dureri în piept. Amândoi nu am dat importanță acestui lucru. Cuvintele lui Vadim curgeau un flux. Interlocutorul neașteptat îl asculta calm, obișnuit cu comportamentul oamenilor îndurerate. Ea muncea mult, întregul business ținea pe noi doi. Nu e de mirare că nu pot să cred. Vocea lui suna complet zdrobită refuz din start orice analize și autopsie. Asta nu e deloc necesar. Cristina a suferit destul. Să nu fie atins trupul ei. În morgă, Vadim a fost întâmpinat de patologul Pavel Ilie. Am vorbit la telefon, a spus acesta, cu o față îndurerată, atinându-i ușor umărul. Soția dumneavoastră, Cristina, bine că ați venit. Vadim a trecut într-o încăpere luminoasă, cu gresie verde pe pereți. Pe o targă, sub o cearșaf, zăcea un corp. O șuviță de păr ondulată l-a făcut pe Vadim să ofteze, Doamne! Cu greu își stătea în frâu lacrimile, când Pavel Ilie a tras cearșaful de pe fața Cristinei. E fata mea, a spus el stins. Vă primesc condoleanțele, a spus Pavel. În munca mea am văzut multe dar să văd emoțiile rudelor celor decedați este mereu greu. Pe fața lui Vadim se vedea cât de zdruncinat era, dar tot își ținea în frâu lacrimile, nepermițându-le să curgă. El a atins cu grijă fața fără viață. Trupul Cristinei nu s-a răcit încă. Era vie încă acum jumătate de oră, a spus el cu voce stinsă. De ce nu știam că dimineața îmi vorbesc cu ea pentru ultima dată? După câteva minute, Vadim a ieșit în coridor și și-a schimbat fața. Cu un aer calm, s-a adresat asistenților. Băieți, aveți un lucru pentru mine. Prețul nu vă va supăra. Trebuie să ne ocupăm cât mai repede de înmormântare, iar toată această agitație cu analizele și autopsia doar va întârzia totul. Vă grăbiți cu eliberarea trupului. Pregătiți tot ce trebuie. Vadim le-a întins asistenților corupți câteva bancnote. Asta e între noi, sigur. Sigur, și nimănui, a promis Alexei. El și partenerul său participau adesea la activități ilegale. După câteva condamnări pentru șantaj și huliganism, doi foști colegi de închisoare au putut să se angajeze doar ca infirmieri la morcă. Mă bazez pe voi, le-a spus șeful lor. Vadim era mulțumit de cum se desfășurau lucrurile, dar nu se grăbea să plece la birou. Mai trebuia să anunțe pe toți cei apropiați și cunoscuți despre moartea prematură a soției sale, să asculte multe condoleanțe și să primească mulți oaspetru. Dar, pentru moment, trebuia să se asigure că Pavel Ilie nu îi va crea probleme. Și, mai mult, nu-i mai trebuia crucea. În sfârșit, Va putea să se despartă de ea pentru totdeauna. În același timp, Alexei și Vadim se pregăteau să transporte corpul crucii la o firmă de pompe funebre. Era o femeie frumoasă, tânără, a spus Vadim, privind încă o dată la fața crucii. Nu înțeleg de ce nu o plânge foarte tare. Mai întâi, se chinuie cu trupul soției sale, iar acum vrea să o îngroape cât mai repede. Deci, ce-mi pasă mie? Important e că am primit banii și nu trebuie să fac nimic special. Trebuie să ne obișnuim cu astfel de mizerii, a spus Alexei. Abia patru luni suntem pe libertate și nu vreau să mă întorc înapoi. Bine, nu te mai stresa, totul va fi bine. Trebuie doar să nu ne prindă nimeni. În timp ce transportau sicriul, Vadim a observat că crucea arăta ca și cum ar fi fost vie. E tare lugubru pare că trăiește, a spus Alexei, ușor speriat. Vadim a râs, dar, totuși, s-a uitat mai atent la cadavru. Real și pielea ei era moale. Își înficea degetul în umărul expus și tremura. Așa că nu am mai stat niciodată pentru o macro și nu voi sta niciodată, își făcu Alexei cruce. Vocea lui Pavel Iliescu l-a făcut pe infirmier să tresară. Unde ați dus-o? N-am făcut încă autopsie. Duceți-o înapoi la domnul Cătălin. Alexandru și Ion se uitară unul la celălalt. Nu despre asta se înțeleseseră cu Vadim. Poate că a refuzat autopsia. Se grăbește să organizeze înmormântarea. Spune că e un om ocupat. Afaceristul Pavel Iliescu se încrunta și ieși în coridor, începând să vorbească cu Vadim nu pot să vă predau trupul soției dumneavoastră fără autopsie. Pentru a semna toate documentele, trebuie să efectuez procedurile necesare. Dar ce vă vor da ele? Situația e clară pentru mine. Cristina a murit de infarct, sunt de acord cu asta și nu cer nicio confirmare. Nu am nevoie de niciun fel de analize. Nu voi putea să mă aduc soția înapoi la viață, nu-i așa? Vadim observase că Pavel Iliescu era un om principial, așa că nu ar fi făcut niciodată o astfel de abatere de la îndatoririle sale profesionale, riscându-și reputația și cariera. Apropiați-vă, vă rog, îl rugă Vadim, întinzându-se după portofel. O astfel de solicitare vă convine? Pavel Iliescu ridică surprins sprâncenele, neașteptându-se la un astfel de turn al evenimentelor. Luă rapid banii din mână și ei vâr în buzunarul pantalonilor, ca să nu se vadă. După ce se uită în jur, se aplecă spre Vadim. Dar asta e o altă discuție, spuse el, într-un ton scăzut și prietenos. Cu mare plăcere am accelerat procesul de predare a trupului soției dumneavoastră. Vadim serciv, dar sunt obligat să efectuez autopsia. Bine, faceți-vă autopsia! se răsti soțul Cristinei, dar apoi se liniști. Acum nu mai trebuia să-și facă griji pentru personalul morcii. Îi cumpărase pe toți și nu ar fi putut să spună nimic nimănui. Altfel ar fi fost concediați. Dacă infirmierii ar fi pierdut puțin, Pavel Iliescu ar fi pierdut licența. Și dacă ar fi vorbit prea mult. Fără să piardă nicio clipă, Pavel Iliescu se apucă de treabă. Tovarăș, vedeți trupul? Vom efectua autopsia, comandă el, privindu-le pe Alexandru și pe Ion. Doar câteva secunde separau pe Cristina de un lucru iremediabil. Nu o atingeți, nu o atingeți pe această femeie. Strică, deodată, pe tot coridorul, un nebun, care nu se știa cum ajunsese în morcă. Respira greu și se ținea de inimă, încercând să-și revină. Ce mai e cu această spânzurătoare? Se uită la el vova. În fața lor stătea un țigan murdar, îmbrăcat în haine murdare, adunat într-un singur set confortabil pe mai multe pubele. Era greu de determinat vârsta omului obosit, cu barba încălcită și sprâncenele groase. Ești pierdut, nu-i așa? Se adresă el lui Alexei. Iale de aici, Olă, are probleme cu capul. Nu o atinge, aceasta este soția mea, nu o atinge, sună la poliție. Iar el. Cu ochii înfuriați, Andrei arăta cu degetul spre Vadim, care înghețase pe loc, ca lovit de trăsnet. Nici măcar nu a putut găsi cuvintele pentru a-l opri pe neașteptatul vizitator. Sunați urgent la poliție, ce stați, idioți! Strigă cineva! În coridor a apărut Pavelilii care îi privi cu severitate pe toți cei prezenți. La dumneavoastră a fost adusă Cristina, soția mea. Nu o tăiați, sunați la poliție, vă rog. Implor Andrei. Bine, dădu din cap Pavel, scoțându-și mânușile curate. Apoi aruncă un privicaș răzbunător către Vadim. Dacă ar fi știut doar pentru ce i-a oferit bani, nu i-ar fi luat niciodată. Polițiștii sosiți la fața locului au luat-o pe Andrei la început pentru un nebun. Ce face ea aici? Păi, ce prostii vorbești, obositule! Îl întrebă Ruslan Dmitrievici, privindu-le. Nu sunt beat și nu sunt nebun. Numele meu este Gov, Andrei Ivanovici, iar Cristina, pe care au adus-o azi dimineață, este soția mea, mai exact, fosta soție. Se apără Gov. Gov, același. Oftă Valentin Gavrilovici, încercând să-l vadă în țiganul neîngrijit, care stătea în fața lui, pe omul de afaceri dispărut în urmă cu cinci ani. Același, dădu din cap Andrei. Apoi își îndreptă privirea spre Vadim, care se liniștise în timpul așteptării poliției. Vadim, acesta este fostul meu prieten, Vadim. Acum știu totul despre tine. Știu natura ta josnică. Nimeni nu se aștepta ca Andrei să se repede la fostul său prieten și să-l lovească cu pumnul în obraz. Vadim se izbi de perete și se lovește cu ceafa. Valentina și Ruslan l-au prins imediat de mâini, reținându-le pe loc. Te voi omor cu propriile mele mâini pentru ea, nemernic. Nu înceta să urle Andrei. Andrei, auzi? Auzi? strigă Vadim. Aceasta este o amenințare directă la adresa mea. Toți sunteți martori. Scandalul bărbaților a fost întrerupt de un țipăt puternic de femeie. Toți au alergat în secția de autopsie, unde o Cristina speriată stătea pe podea, cu brațele în jurul genunilor. Cristina Andrei căzu lângă ea, acoperind-o cu jacheta sa și strângând-o la piept. Iubita mea, sunt aici, sunt din nou cu tine. Cristina tremura. Era slăbită și speriată. Câteva perechi de ochi se uitau la ea cu groază. Vadim a uftat, realizând că Pavelili abia a început autopsia unui om viu. Uite, dacă nu ai fi venit, ar fi ucis-o deja, a spus el. Vadim i-a privit pe ceilalți prezenți. Doamnelor doctori, examinați-o pe victimă! dați un sedativ, a ordonat el. Apoi veți merge cu mine la secția de poliție. Voi chema niște oameni. Eu voi rămâne aici și voi supraveghea victima, a spus Ruslan. Vă rog să rămâneți și dumneavoastră, glepatolog. Pe drum spre secția de poliție, Andrei tremura. Nu putea să creadă ce se întâmplase cu el în doar câteva ore. Acum viața lui avea să se schimbe totul avea să revină la normal. El încă spera că va putea să întoarcă totul, dar cel mai mult îl preocupa soarta Cristinei. O iubea atât de mult, chiar dacă nu fusese alături de ea timp de cinci ani. Cum era ea fără el? Se putea să aibă încredere în acel patolog? Andrei nu s-a relaxat nici atunci când Valentin Gavrilovici a început să vorbească cu el i-a oferit o ceașcă de ceai cald și dulce și o atitudine prietenoasă. Spuneți-mi totul pe rând, Andrei Ivanovici, l-a rugat Valentin. Acela a oftat, și-a închis puțin ochii și a început să vorbească. Cine sunt eu, știți? În urmă cu cinci ani, mergeam la negocieri în orașul Ozersk împreună cu Vadim. Ne cunoșteam încă din facultate, am studiat împreună la economic, am visat împreună la propriul nostru business și aveam aceleași viziuni asupra afacerilor. Îl consideram pe Vadim prietenul meu. La aceste cuvinte, Andrei și-a strâns puternic mâna pe ceașcă, realizând cât de mult se înșelase. L-am cunoscut pe Vadim înainte să o cunosc pe Cristina. Mergeam adesea în vacanțe împreună. Vadim ne prezenta uneori iubitele sale, dar relațiile lui nu durau niciodată mult. Vreau să subliniez că i-aveam încredere lui Vadim ca unii frate. Nici nu mi-am imaginat că ar putea să mă trădeze, și încă și mai mult, în acest mod. Întâlnirea noastră cu potențialii parteneri de afaceri din Ozersk promitea o colaborare profitabilă. Vadim și cu mine ne așteptam deja la o sumă uriașă de profit și eram încântați. Eram numiți în toate ziarelei Tineri vis de Succes. Eram un exemplu pentru tineri. Toată lumea visa să aibă un asemenea succes fulminant. Firma noastră se dezvolta într-un mod surprinzător de rapid. Când am început, nici nu puteam visa că vom putea să ne cumpărăm o locuință proprie în mai puțin de un an. Așadar, a zis Andrei, ușor răgușit. Până la Ozersk mai era o călătorie de trei ore, dar eu mâncasem bine înainte de drum. Vadim a început să mă roage să ne oprim pe drum și să luăm o gustare la un restaurant. Nu m-am opus, nici nu am bănuit nimic, chiar și când cel mai bun restaurant, Mihailovsk, s-a dovedit a fi o simplă cantină, în apropierea căreia se afla o gașcă de colani. Ne-au atacat imediat ce am coborât din mașină. Vadim nu se dădea înapoi de la nimic și era capabil să coboare la orice nivel pentru a-și dovedi superioritatea. Nu am observat cum am ajuns în centrul unei bătaie, dar au bătut doar pe mine. Atunci nu am realizat că a fost opera lui Vadim, care m-a ademenit în acea localitate, unde nimeni nu ne cunoștea pe față, a angajat niște golani și a dispărut. Mi-a fost foarte rău. Am petrecut o noapte în acel gan, unde m-au bătut cu o zi înainte, și m-am trezit cu capul înțepenit și mintea goală. Am pierdut memoria, și de atunci nici nu bănuiam cine sunt. O grupă de vagabonzi m-a primit în rândul lor și m-a învățat să supraviețuiesc. Am colindat împreună din sat în sat până când ne-am oprit aici. Nu bănuiam cât de aproape eram de fosta mea viață. Odinioară eram un idol pentru locuitorii orașului, iar acum devenisem un necunoscut. Și iată că astăzi am intrat într-un magazin să iau ceai și un corn, ca de obicei. Dimineața. Uneori îmi permiteau să mănânc chiar la ei și să mă uit la televizor. Așa aflam știrile din oraș și din lume. Astăzi a fost un reportaj despre moartea Cristinei. Spuneau că soția milionarului Nesterov a murit de un atac de cord chiar în biroul firmei lui. Pe ecranul televizorului a apărut o fotografie mare a Cristinei, și în capul meu a crăpat ceva. Am strigat de durere chipul ei a stârnit în mine tot ce era înăuntru. Ca niște celule cu amintiri, parcă s-au umplut una câte una. Vânzătorul magazinului s-a speriat când m-am prăbușit în lacrimi în sala de vânzare. Draga mea Cristina murise, nu puteam să accept această idee. Apoi, brusc, am simțit că trebuie să merg la morga orașului. Nu știu cum să explic asta. Numiți o premoniție, dacă vreți, dar nu m-am înșelat. Eram sigur că ea este acolo, că este vie, că o voi ajunge neapărat. Valentin Gavrilovici și toți cei care asistau la audierea lui Andrei erau un șoc. Nu exista un doiel. Chiar și la o simplă privire exterioară se putea spune cu încredere că povestea a fost spusă de omul de afaceri dispărut cu cinci ani în urmă. O poveste incredibilă, chiar și destinică. Într-o singură zi, Andrei nu numai că și-a recapătat memoria, dar și-a pierdut soția, apoi a salvat-o de la moarte din mâinile prietenului său trădător. În curând, întreg orașul Vuia despre întâmplarea incredibilă. Poliția păstrată cerea, dar jurnaliștii au aflat totuși despre senzație. În știri au început să apară reportaje despre minunea învierii și despre adevărata identitate a prietenului său. Până când Andrei a ajuns la spital pentru a vorbi cu iubita sa, Vadim a reușit să fugă. – Nu voi rămâne aici, a murmurat el, când poliția a năvălit în morcă. S-a uitat cu amenințare la Vadim și Alexei, care fusese implicați într-o afacere neclară. – Dacă veți vorbi despre afacerea noastră, veți regreta. Prietenii lui, recente eliberați din închisoare, și-au înțeles gândul ei știau cu cine era posibil să fie obraznic și cu era mai bine să nu-i pui bețe în roate. Domnul doctor, cum este ea? A întrebat Andrei, preocupat doar de starea Cristinei, care după ce s-a întâmplat nu se grăbea să vorbească cu nimeni. Ea i-a dat declarații lui Ruslan Dmitrievici și i-a cerut să nu o deranjeze. După doza de medicamente pe care le-a primit pacienta, organismul ei este slăbit, dar perfuzia va face treaba ei. O altă problemă este starea sa psihologică. În prezent, starea ei de spirit este schimbătoare, așa că fiți pregătiți pentru lacrimi sau isterie. Totuși, aveți o situație dificilă, după cum am auzit, i-a sfătuit Andrei doctorul. El a intrat în salon și pentru o clipă a încremenit. Aceiași șoc limpezi ai fostei sale soții îl priveau deschis. Cristina, dragă, iartă-mă! Nici măcar nu știam. Ea s-a întors, ne putând suporta privirea bărbatului pe care l-a trădat. Eu credeam că ai murit, a spus ea, închizându-și fața cu mâinile. Ai dispărut și eu am fost distrusă. Vadim a fost alături de mine, m-a ajutat să trec peste durere și m-a ajutat să mă ridic din picioare. El a fost alături de mine când nu mai puteam vedea pe nimeni. Nu cred că mă vei ierta. După asta, nici eu nu mă voi ierta. Ce vorbești? A spus Andrei, așezându-se pe un scaun lângă pat. Tu nu știai, nu știai ce fel de om ticălos și viclean este. Totul este un plan de a ne elimina pe amândoi. Tu ești la fel de victimă ca și mine. Dar m-am măritat cu el. Nu a trecut nici măcar un an de când ai dispărut. M-am căsătorit așa, fără să mă gândesc. Plângea Cristina, iar Andrei abia o îmbrățișa. Mă voi strădui, vom trece peste toate, dacă, desigur, încă vrei să fii cu mine. Casa foștilor soți a fost înconjurată de reporteri și operatori când Cristina a fost externată. Vadim nu s-a remarcat aici, nici măcar nu i-a propus Cristinei să-și schimbe locul de reședință după dispariția primului ei soț. Vadim a scos pur și simplu pe Andrei din joc. Preluând tot ce îi aparținea. Trebuie să mă aduc la normal, m-am obișnuit cu tehnologiile, a avertizat Andrei pe iubita sa. Trebuie să recuperez, actualii specialiști se pricep mult mai bine decât mine în domeniul nostru. Nici o problemă, vom supraviețui. Firma este pe loc, totul funcționează, l-a liniștit Cristina. Totuși, tu-ți amintești că sunt foarte capabilă. După întoarcerea lui Andrei, ea s-a aruncat cu capul în muncă și l-a atras și pe el în asta. Acest lucru o salva de situația stânjenitoare de a se afla cu fostul ei soț într-o casă mare și liniștită. Cei cinci ani care au trecut i-au schimbat pe amândoi atât de mult încât acum relația lor trecea printr-o criză serioasă. Se întâlneau la micul dejun și la cină, comunicau politicos, dar nu abordau subiecte sensibile. Poliția lucra neobosit la celebrul caz, dar Vadim parcă s-ar fi îngropat sub pământ. Era neminț, dispăruse fără să lase nicio urmă. Când a fost luată decizia de a îngheța conturile bancare pentru a-i fi mai greu să plece cât mai departe sau chiar în altă țară, s-a descoperit că Vadim se pregătise dinainte pentru mai multe scenarii neprevăzute și transferase toate fondurile de pe contul său pe unul offshore. La acesta nu avea acces autoritățile, așa că căutarea lui Vadim a devenit semnificativ mai dificilă. Cristina și Andrei locuiau între timp sub același acoperiș, ca niște străini. Fiecare avea propriul bagaj de emoții, dar nu se grăbeau să le împărtășească. Amândoi erau îngrijorați de soarta lui Vadim. Visul lor era să-l prindă și să-l tragă la răspundere pentru toate nelegiuirile sale. Uneori foștii soți petruceau împreună serile, vizionau filme și vorbeau pe teme neutre, evitând subiecte personale, temându-se că nu vor putea recupera ceea ce pierduseră. Mi-e greu să cred că acum suntem așa. Acum trăim ca niște străini. Spunea Cristina la masă, într-o zi. Acum cinci ani eram proaspăt pentru căsătoriți, făceam planuri, iar apoi soarta ne-a rupt totul. Vom putea să ne recuperăm? Întreba ea. Pentru prima dată în câteva săptămâni de conviețuire cu ea, Andrei a îndrăznit să ia mâna fără să ceară voie. Draga mea, doar amintește-ți cum a început totul. Oare nu mai putem așa? Oare totul în noi a murit? Când hoinăream și nici măcar nu te mai pomenea, tot tot mai tângeam după tine. Îmi era foarte greu fără tine, nu fizic, dar despărțirea de tine mă rănea foarte tare. Acea seară, ei au petrecut-o stând îmbrățișați. Andrei și Cristina nu se grăbeau, nu voiau să sperie încrederea pe care o ronă între ei. Fostul soț își aminteau momentele întâlnirii. Atunci tocmai absolvisei de la facultate, tânără, cu ochii strălucitori, în mână diploma roșie, își amintea Andrei cu admirație. Chiar mă amintesc cu ce era îmbrăcat atunci. Da, pe mine nimeni nu mă voia să mă angajeze. În timpul stagiului m-am descurcat foarte bine, am fost recomandată la mai multe firme, dar niciuna nu s-a încumetat să mă angajeze în Statele Unite. Atunci contam atât de mult pe voi, că cerințele voastre nu puteau fi prea mari. Când v-am văzut, voi doi, doi domni alungiți, întreprinzători de casă. Ce-i asta, țărancă? A exclamat Andrei. Jignit. Da, ai fi văzut cum arătai atunci, tot așa de important, deși doar cu doi ani mai mare decât mine. Știam că trebuie să vă încânt cu părul meu, să vă fluturi din ochi, iar când ați văzut-o pe mine în acțiune, a râs Cristina, ca atunci la primele întâlniri cu Andrei. Niciodată nu te-am subestimat, a declarat el. Desigur, m a impresionat cu aspectul tău fizic, dar fără cunoștințele tale. Firma nu ar fi devenit atât de de succes, cel puțin nu atât de repede. Mi-ai fost de mare ajutor și meriți locul de director general pe care îl ocupi acum. Andrei avea parte de dificultăți pe fostul său domeniu de activitate. A devenit din nou un om respectat, bine îngrijit, care nu avea nevoie de nimic, dar își dădea seama cât de mult rămăsese în urmă față de experții moderni nu s-a lăsat doborât de mândria lui încăpățânată și a urmat cursuri de afaceri, unde au fost discutate ultimele tendințe din lumea afacerilor și a rețelelor sociale. La noi cu site-ul se ocupă un întreg departament, îi explica Cristina lui Andrei cu un aer mulțumit. 70% din cumpărături se fac prin internet, iar numărul clienților a crescut datorită livrărilor. Da, totul s-a schimbat, dădea de din cap Andrei când Cristina îl plimba prin birou. E invidie că nu am participat la fiecare nouă etapă. Aș fi vrut să vă văd cum ați crescut. Dar Andrei avea și motive de supărare. Angajații care lucrau în companie sub conducerea lui Vadim și a Cristinei puteau doar să audă despre Andrei, vicleanul și inventivul Andrei. Au aflat mai multe din știri, când fostul soț al șefei lor, dat dispărut, a revenit miraculos. Toți se așteptau de la el la soluții uimitoare, la idei noi și rupte din tipare, dar au fost dezamăgiți. Andrei, înțelege că sunt oameni de altă generație, sunt mai tineri și sunt la curent cu tehnologia, îi spunea Cristina. Poți să te enervezi cât vrei, dar cursurile tale nu valorează nimic dacă refuzi să aplici cunoștințele în practică. Noi am renunțat de mult la metodele vechi. Trebuie să te împaci cu asta? Știu, recunoștea Andrei. Îmi dau seama de greșelile mele. Chiar și personalul junior mă privește ca pe un om din epoca de piatră. Mă străduiesc, încercând să fiu pe cineva pe care să te poți baza. Vreau să conduc afacerile cu înțelepciune, dar trebuie să mă obișnuiesc. Dar nu numai situația de la ferma lui Bill îi dădea bătăi de cap lui Andrei. Rezultatele analizelor de sânge ale Cristinei, care au fost efectuate pentru a detecta prezența otrăvii în sânge, l-au făcut să se neliniștească. De la începutul întoarcerii sale, el bănuia că Cristina îi ascunde ceva. Cristina, am avut destul. Nu mai pot ghici ce se întâmplă în interiorul tău, a declarat el. Undeva, chiar în birou, pentru că nu avea răbdare să aștepte până acasă, Cristina a palit. Era clar că fusese luată prin surprindere. Ceea ce vei auzi acum te poate scoate din minți, a avertizat-o Cristina și și-a lăsat capul în jos. Rezultatele analizelor mele de sânge au arătat: Tu nu ești otrăvită, nu-i așa? Nu s-a putut abține, Andrei, și s-a cerut imediat scuze. Nu, nu despre asta e vorba, în general, sunt însărcinată cu Vadim. Evident, nu știam cum să-ți spun asta. Andrei a tăcut o vreme a oftat și a început să vorbească. A fost soțul tău, planificați un copil. Nu am de ce să te învinovățesc și copilul nu este deloc vinovat, a spus cu hotărâre Andrei. El nu vedea deloc un motiv să-i ascundă o astfel de veste minunată. Mă temeam că te va respinge. Fără asta, suntem foarte prudenți unul cu celălalt, iar eu sunt atât de obosită să trăiesc în tensiune constantă. Păi și nu trebuie. Este dăunător pentru copil. Andrei a urcat pe biroul Cristinei și a îmbrățișat-o. Nu te voi mai lăsa să pleci nicăieri. Nimeni nu mă va obliga, iar copilul acesta este al nostru. Nu mai aparține lui Vadim. El însuși nu ar fi fericit cu un astfel de tată ca Vadim. Cristina nu putea să-și stăpânească lacrimile. Ea ținuse atât de mult toate neliniștile în ea, încât ușurarea nu a întârziat să apară. Ei cu Andrei vor fi din nou o familie, vor avea un copil, așa cum au visat odată. Acum trebuie să mă împac cu mândria mea, a spus Andrei, legându o pe Cristina în brațele sale. Nu-ți voi permite să stai atât de mult în birou, te vei odihni acasă, vei mânca tot felul de bunătăți sănătoase. Și vei lucra de la distanță. Nu te voi încuia, desigur, dar ai luat prea mult pe tine. Angajații s-au relaxat. Acum voi afla cum este stăpânirea ta, a râs Cristina, ștergându-și lacrimile. Toată adevărul era cunoscut și ea nu se mai temea că va fi respinsă. Andrei a rămas la fel de sensibil, grijuliu și atent. Acum vom avea un copil în familie, am vrut atât de mult un copil al meu și acum va fi al nostru. Mulțumesc că ne accepti. Câteva luni mai târziu, Andrei nu înceta să o surprindă pe Cristina. El și-a scurtat mândria egoistă și a început să preia experiența noilor angajați pentru a se integra în muncă. În curând, el urma să preia rolul de șef al firmei pe sine, deoarece Cristina trebuia să-și protejeze sănătatea. Ea, desigur, a intentat divorț și foștii soți sau căsătorit modest. După aceea, au organizat o petrecere de nuntă pentru prieteni și familie. În momentul întoarcerii lui Andrei, jurnaliștii nu încetau să-i urmărească pe urme, așa că tinerii căsătoriți au acționat cu prudență. Ei au ascuns sarcina Cristinei și au angajat bodyguards pentru a-i alunga pe reporterii care se adunau lângă casă în căutarea unei noi senzații. Mai devreme sau mai târziu, se vor da seama de tot și vor începe să vorbească despre copil, o liniștea Cristina pe soțul ei. În curând nu voi mai putea ascunde burtica, ești prea receptiv, ei așa își câștigă pâinea. Oh, mi se pare că în curând voi ridica un gard de 10 metri în jurul casei. Andrei făcea pe nesimțitul, îl deranja intervenția străină în viața lor. În plus, nu voi acavadim. oriunde s-ar afla, să afle despre copil. Andrei visa doar la un singur lucru, și anume să-și protejeze familia de străini. Lângă el, Cristina se simțea în siguranță. Ea a început să-i aibă mai multă încredere lui Andrei, iar între ei a apărut aceeași tandrețe care îi nebunea cu câțiva ani în urmă. Ai devenit prea tensionat," îi spunea ea, masându-i soțului Umeri. Nu-mi pot imagina cum te descurci, ești foarte schimbat și mă bucur asta." Andrei accepta cu mândrie lauda din partea Cristinei. El era mândru de sine, pentru că își pusese pe primul loc binele familiei. El a găsit puterea să se descurce cu ferma. În doar trei luni, a trebuit să încapă în sine o mulțime de informații noi, să găsească o abordare pentru colectiv și să ia Cristinei o parte din griji. Acum, ea apărea mult mai rar în birou, dar ținea conferințe cu angajații prin videoconferință, iar în curând Andrei s-a confruntat cu nemulțumirea masivă a subordonaților săi. Andrei Ivanovici, lucrurile sunt foarte rele. Plângerile cu privire la salariul redus cresc în fiecare zi. Știu situația actuală, a răspuns Andrei. Vadim Sergeievici ne-a dezamăgit. Finanțarea a scăzut de câteva ori, dar angajații nu primesc de luni de zile suma cuvenită. Pozițiile noastre pe piață au scăzut, toată lumea muncește din greu pentru a se ridica și nu primește pentru asta nicio recompensă. Da, recunosc, am preferat mult timp să nu observăm perspectivele noastre reale, a fost de acord acesta cu adjuntul său. Prin urmare, Boris Igorevici, în prezent nu ne putem permite reducerea de personal. Mie mi-e teamă că trebuie să reducem din personal. Aprobați cererile celor care doresc să plece, vom lucra cu cei care sunt devotați cauzei și le voi asigura un salariu decent, așa va fi mai corect. Cristina o sprijinea cum putea pe soțul ei. Spera că poliția îl va găsi pe Vadim și îl va aduce la răspundere, pentru că acesta fugise cu banii care nu îi aparțineau doar lui. Dar treceau lunile, iar autoritățile nu aduceau nicio veste îmbucurătoare. Andrei se întorcea tot mai des acasă, obosit și iritat. Îl puteau liniști doar bărcile energice ale fiului lor în curs de dezvoltare din burta Cristinei. Ea însă era neobosită. Nu voia să renunțe la muncă și se zăbori adesea la laptop. Până când soțul ei nu se întorcea de la serviciu și nu o certa, draga mea, dar în curând va apărea bebelușul, iar tu nu te desprinzi de ecran. Lasă-mă în pace. Eu totuși sunt o femeie de afaceri. Andrei părea să fi prezis nașterea micului Petru. Bebelușul a vrut să se nască chiar în acea noapte. Cristina a simțit în pat că cearșaful era umed. Cu panică în glas, l-a împins pe Andrei. Andrei, trezește-te, cred că a început. În spitalul de maternitate, îngrijorata Cristina a fost adusă cu ambulanța. Andrei era atât de îngrijorat, încât se temea să conducă singur. Gândul la chinurile care îi așteptau pe soția sa îl scoatea din minți. Vă rugăm, grăbiți-vă! A grăbit Feldcherul, când el și partenerul său au încărcat-o pe soția lui pe targă. Andrei, nu spune nimic, ei știu ce să facă. Andrei măsura cu pașii coridorul secției de nașteri. Nu putea înțelege de ce Cristina era mult mai calmă decât el. Era înfricoșător să-și imagineze ce se întâmpla cu ea de fapt. Probabil că se pregătise pentru naștere pentru că adesea repeta cât de mult vrea să scape cât mai repede de sarcina care o apăsa. Epuizată, Cristina a dormit într-un somn fericit, când pe micuțul Petru l-au mutat într-o cameră separată, unde erau ținuți toți nou născuții. Dimineața, când a venit timpul alăptării fiului ei, tânăra mama a așteptat o nouă lovitură. Cum așa, Petru nu este aici? A întrebat nedumerită, privind-o pe personalul medical. Vreți să spuneți că ați pierdut copilul meu? Sau un nebunit? E imposibil. Andrei a ajuns la spitalul de maternitate imediat ce a primit apelul alarmant al soției sale. Poliția a sosit și a imediat la fața locului. Medicii și moașele se agitau prin secție, dar nu puteau găsi bebelușul pierdut din aer. Deci, Tatiana, care a lucrat aici în tura de noapte, lipsește, a precizat Valentin Gavrilovici, interogând întregul personal. Găsiți-le imediat! A strigat Cristina la toată lumea. Ea nu a izbucnit în lacrimi, cedând în fața disperarii, ci a speriat întregul spital de maternitate, pentru ca ei să nu stea pe loc. Vă voi da în judecată pe toți, pe fiecare în parte. Iubito, trebuie să te calmezi, ești încă prea slabă, Andrei a încercat să o culce în pat, dar soția lui refuza să stea nepăsătoare. El a profitat de toate legăturile sale pentru a mobiliza forțele necesare pentru căutarea nou născutului. Acasă la Tatiana nu e nimeni. Vecinii au spus că nu au văzut-o dimineața și nu au auzit plâns de copil, a împărtășit Ruslan cu partenerul său. Are un căsuț în Cusminki, moștenire de la bunic, știați, a răspuns Elena, schimbătoarea lui Tatiana, pe care au chemat-o la serviciu pentru a o înlocui pe colega fugită. Plecăm imediat. A clătinat din cap Valentin către Ruslan. Vom afla adresa pe drum. Trebuie să aflăm despre apropiații ei, cu cine se întâlnea. Poate a intrat în ceva și a furat bebelușul, fără să se gândească la consecințe, sau a planificat totul de mult, a răspuns cu voce gravă Ruslan Dmitrievici, ceea ce nu o consola deloc pe Cristina și Andrei. Tatiana nu a auzit când la căsuța ei din lemn au oprit două mașini de poliție. Era prea obosită de plânsul lui Petru, care nu voia să mănânce lapte praf, în ciuda foamei teribile. Da, liniștește-te, liniștește-te, avem nevoie să așteptăm puțin, o gâdila Tatiana pe umeri pe micuțul care plângea. În curând va veni după tine, nu ești abandonat, nu te teme. Vlasova Tatiana, imediat ieșiți din casă cu copilul, s-a auzit un glas masculin sever prin megafon. Tatiana știa în secret că nu are cale de ieșire, iar complicele ei încă nu se arătase. Trebuia să-i fie atât de multă încredere. Tatiana, repet, ieșiți cu copilul. Acum ușurați-vă situația, a îndemnat-o vocea lui Ruslan Dmitrievici. le au dat roade. Tatiana l-a înfășurat pe Petru într-o păturică mică și a deschis ușa de la intrare, scoțând o mână înainte. Sunt neînarmată, a strigat ea. Imediat, unul dintre operaționali a alergat și i-a luat pe Petru. Nu i-am făcut nimic. Nu aveam de gând, stătea pe gânduri Tatiana, în timp ce era forțată să-și ducă mâinile la spate pentru a-i fi puse pe ceasuri cătușe. Odată ce s-a liniștit, Tatiana a depus mărturie la secția de poliție, fără a ascunde nicio detaliu. Nestrov, Vadim, iubitul meu, suntem împreună de mai bine de un an. Știam că este căsătorit, dar spunea că pasiunea dintre ei a dispărut de mult. Ei trăiesc ca niște străini, povestea Tatiana, șnifând. Ați planificat să răpiți copilul pentru a crește împreună? Da, adică nu, nu știu. Vadim a nebunit când a aflat că Cristina era însărcinată, chiar dacă ea se împăcase cu fostul soț. Vadim a calculat totul, copilul este cu siguranță al lui. El are mulți cunoștințe în oraș sau datornici, știa când a fost stabilită sarcina Cristinei. El nu a vrut niciodată copii, cel puțin nu cu mine. Eu credeam că e prea devreme să planificăm, așa că nu l-am întrebat. Vadim mi s-a părut mereu un om liber. M-am chiar surprinsă că s-a apucat așa de ideea de a lua copilul și nu am putut să nu-l ajut. El a știut mereu să mă convingă, a recunoscut cu rușine Tatiana. Știți, el este unul dintre acei bărbați care știu să aleagă cuvintele potrivite pentru a-și atinge scopul cu mine. Așa se întâmpla mereu și acum va fi o lecție pentru mine. Mi se pare că vă va fi dat un termen dacă ne spuneți unde se află exact, poate veți scăpa cu suspendare. Eu, eu nu știu unde a dispărut. crede ti mă nu la copăr. Vadim face mereu ce vrea și nu se dă pe mâna nimănui. Are niște afaceri ale lui, poate și ilegale. Și mi-a spus mereu că e mai bine să nu mă bag în ele. Cristina era gata să-și zdrobească cu mâinile pe Tatiana, cea care îi pusese pe fiul ei în pericol când veți găsi acest nemernic, el va răspunde pentru toate, i-a spus Valentin Gavrilovici, care i-a înapoiat copilul și i-a povestit despre rolul infirmierei în acest caz. Nu va scăpa, fiți siguri. Pentru tentativa de omor dublă, furtul de fonduri în proporții deosebit de mari, diverse evaziuni fiscale și furtul de copil, va sta după gratii toată viața. Mulțumim, i-a strâns Andrei mâna polițistului și vă rugăm, găsiți-le cât mai curând posibil. Am vrea să știm că băiețelul nostru este în siguranță și mă îngrijorez și pentru soția mea. Oricât s-au străduit polițiștii, supravegherea casei de la țara Tatianei nu a dat niciun rezultat. Vadim, cel mai probabil, a văzut mașina de poliție și agitația care cuprinsese satul, așa că nu s-a apropiat nici măcar de locul unde spera să se întâlnească cu fiul său răpit. În schimb, Cristina și Andrei au primit o veste plăcută. Am reușit să identificăm contul lui Vadim, le-a anunțat Ruslan Dmitrievici. L-am blocat, așa că acum nu va mai putea să-l folosească, oricât de mult s-ar strădui. Și știm că se află în regiunea noastră, iar lipsa de bani îl va împiedica să se ascundă bine și să se deplaseze liber. Mulțumim, a răspuns Cristina. Și vă rugăm, ține ține la curent. Ea era mai liniștită când paza ei personală și patrulele poliției stăteau de pază în fața casei lor pentru siguranță. Când va începe viața noastră liniștită? Ofta Cristina. Micul meu, îi șoptea ea fiului ei. Nu te voi lăsa în niciun caz să te rănești, nu vom lăsa. Andrei a atins cu degetul micul nas lui Petru și a sărutat-o pe soția sa. Oricum ar fi, trebuie să trăim mai departe și să-l creștem pe minunea noastră. Andrei continua să meargă la birou în fiecare zi, dar se întoarcea adesea acasă și îi cerea Cristinei să-i arate fiul. Felicitări, i-au strigat colegii rămași. Să crească sănătos micuțul vostru, pentru fericirea părinților. Iar acesta este cadoul nostru pentru familie, i-a întins Marina, care asigura curățenia în birou, directorului o coșniță cu diverse borcănașe și creme pentru bebeluș. Mulțumesc mult, dragi prieteni, a răspuns acesta. Pentru noi este o noutate, așa că nu vă mirați dacă voi veni și mai obosit ca înainte. Colegii s-au retras la locurile lor. Andrei a făcut câteva apeluri telefonice pentru a organiza un mic banchet în timpul prânzului, pentru a-și trata subordonații în cinstea nașterii lui Petru dar la câteva zile s-a întâmplat ceva iremediabil. Andrei era sigur că a plecat din birou printre ultimii. A văzut pe drum pe Marina, care termina de curățat ultimele încăperi. Până mâine, Andrei Ivanovici, i-a spus ea cu un zâmbet, trecând pe lângă el. Până mâine, Marina. El nu a mai pus alarma de la birou, știa că se va ocupa de asta femeia de serviciu, când va termina. A apucat să plece de la serviciu doar de câteva minute, când i-a venit un semnal de incendiu. Nu poate fi, a oftat el și a sunat la pompieri. A fost primul care a ajuns la clădirea firmei și a intrat înăuntru. Andrei era sigur că Marina încă nu plecase, iar clădirea era deja cuprinsă de flăcări. Marina, răspunde, trebuie să plecăm urgent. Aici totul arde. Marina, unde ești? Dar fata nu răspundea. Ea își pierduse cunoștința, pentru că se afla prea aproape de încăperea de depozit, unde a avut loc incendiul. Andrei nu a mai cheltuit forțe pentru a stinge focul, deși gândul că ar putea pierde în foc clădirea îl împiedica să gândească limpede. Marina a fost salvată, dar a fost salvată cu prețul arsurilor pe fața lui Andrei. El nu simțea durere din cauza șocului, dar Cristina, care a ajuns la locul incendiului, a strigat când a văzut-o pe obrajiul lui topit. Arsurile erau și pe corpul lui Andrei, dar le putea cel puțin ascunde sub haine. După spitalizare și externare din spital, Andrei a căzut într-o stare de descurajare. Nu putea să se uite la fața lui desfigurată și nu voia să se arate fiului său. Nu trebuie să mă vadă așa, îl sperii, se îndepărta el de Petru, când Cristina voia să-i dea bebelușul micul meu, dar nu spune așa, îi spunea ea. Așa el simte că ești tatăl lui și el are nevoie de tine. Te rog, nu-l respinge. Era greu să te certi cu Andrei. Pierzând în incendiu biroul, el nu știa ce să facă mai departe, iar viața lui suferea din nou un eșec. El își pierduse afacerea vieții, când totul abia începuse să se aranjeze. Vom încerca din nou, îl liniștea Cristina, mângându-le pe păr. Suntem amândoi specialiști. Da, dar nu avem bani. Nu putem să cheltuim toate economiile noastre pentru a începe de la zero. Avem un copil. Nu trebuie să-l expunem la pericolul viitor. Trebuie să gândim rațional și să trăim pe măsura posibilităților. Andrei trebuia să folosească o mască pentru a apărea în public. Aspectul său provoca la cei din jur o curiozitate bolnavicioasă, iar unii chiar strigau sau se întorceau cu o expresie de antipatie pe față. Andrei a reușit să se angajeze într-un birou al unei companii mari și a lucrat din greu câteva luni pentru a-și demonstra profesionalismul. Acum era un simplu angajat, dar spera să devină manager. Împreună cu Cristina, ei adorau să petruacă timp cu fiul lor, încercau să-i dedice fiecare minut liber dar mama lui Petru nu a stat mult timp acasă, dându-le la grădiniță. Anna s-a angajat și ea la serviciu. Andrei nu mai neglija pe fiul său și, în cele din urmă, s-a împăcat cu felul în care arăta. Petru îl adora pe părinții săi, se întindea mereu spre ei. Trei ani, copilul era curios și se împrietenea ușor în grădiniță. Marina ne-a invitat în vizită, a anunțat Cristina soțului ei. După ce Andrei a salvat-o pe fosta sa colegă, Anna venea la ei constant cu cuvinte de mulțumire și uneori stătea cu Petru, când ambii părinții ei erau ocupați cu serviciul. Mă bucur că a întâlnit un bărbat demn și că acum este ea însă și mamă de un an, a spus Andrei. Da, ne-am împrietenit foarte bine, a zâmbit Cristina. Andrei, tu te comporți cu ea ca cu o soră mai mică. Se poate spune că suntem acum rude, a spus el. Pentru că astfel de evenimente apropie oamenii. Ani au trecut, iar cu fiecare zi de nașterea lui Petru, Andrei și Cristina se întrebau unde zboară timpul atât de repede. Iată că ești deja școlar, a plâns Cristina după prima linie a fiului ei, aplecându-se înainte, ai devenit atât de mare. Nu plânge, mami, a șters-o cu mâinile calde pe obraj. Trebuie să ne bucurăm. În curând voi crește, voi începe să câștig mult, pentru a-i face tatălui o operație. El se genează de cicatricile sale. Tu ești băiatul meu atent la îmbrățișat mama lui. Din păcate, din cauza binevoitorilor, nu Petru a devenit obiectul batjocurii copiilor la școală. Au văzut pe Andrei, care mergea mereu pe stradă, cu capul plecat și acoperindu-și fața cu gulerul, paltonul sau sacoul. Hai, taică, urâtule, taică tău e schelet, îl tachinau pe Petru huliganii. Părinții mei îl numesc Quasimodo, râdea un alt băiat răsfățat. Nu-l numiți așa, tatăl meu nu este urât, îl apăra Petru pe tatăl său. Abia reușea să-și înăbușe lacrimile de supărare, dar dezamăgirea lui îi entuziasma și mai mult pe micuții sălbatici o să merg la școală și o să-i fac pe toți părinții să se rușinăm de educația copiilor lor, se furia Andrei, când a aflat că fiul său era batjocorit din cauza cicatricilor sale. Dar nu le e rușine. Nu știu oare câtă durere îi provoacă. Trebuie să mergem împreună, a sugerat Cristina. Dacă nici directorul adjunct, nici diriginta nu vor lua nicio măsură, vom găsi alte căi și mie mi s-a cam săturat să văd mereu fiul în lacrimi. E din cauza mea. Andrei s-a așezat pe canapia, cu capul în palme. Se considera vinovat că pe Petru îl hărțuiau la școală. Nici nu îndrăzni să gândește așa, a zis Cristina. Trebuie să adunăm toți părinții împreună cu copiii, ca să le explicăm de unde au venit aceste cicatrici. Să știe că tata Petruei este un eru, ca sacrificat afacerea, sănătatea și aspectul fizic pentru a salva viața altcuiva. Dar cine ar fi dispus să facă asta? A intervenit Andrei. Cred că puțini. Nu trebuie să schimb povestea, a zis Andrei, imediat. Arsurile pe care le a suferit l-au făcut un om și mai modest. De cele mai multe ori, în societate, îi dorea să fie cel mai neobservat om, dar Cristina știa ce fel de bărbat era soțul ei. Nobil, onest și cinstit. De ce ar trebui să suferi tu și Petru din cauza acestor neghiopi? Nu voi permite să se bârfiască pe nimeni dintre voi. Cristina a insistat totuși pe propriul ei plan și, în fața clasei, i-a citit aceleași huligani care se băteau de joc de familia ei. Numai că efectul discursului ei pasional a fost de scurtă durată. Acum, cei care îl deranjau pe Petru se străduiau să nu-l mai tachineze pe teritoriul școlii, ci el aborda un autobuzul de pe drumul spre casă. Hei, fiul lui Quasimodo, a strigat un băiat pe nume Ilie, care ședea la două scaune mai departe de Petru. Urâtule, te vorbesc, a răspuns acesta, rău. Da, el se ascunde în spatele fustei mamei sale, iar tatălui nici măcar nu s-a prezentat la școală a spus un alt huligan și ambii au început să râdă. Petru stătea ars de rușine. Își dădea seama că adulții din autobuz au auzit tot, dar nimănui nu i-a venit în cap să se apere de el. La următoarea oprire, când majoritatea oamenilor au ieșit, Ilie și Artur s-au așezat mai aproape de Petru și au început să-l împingă număr. Nu te va proteja tatăl tău, eroul tău, unde este el? Conductorul, care acum putea auzi conversațiile batjocoritoare ale elevilor de clasa 3, nu a mai putut suporta aroganța lor și, la următoarea oprire, a intrat în salon. Ce faceți, copii? Ați deranjat băiatul. Vă voi arunca afară pe mers. Vocea lui suna amenințător, așa că hărțuitorii lui Petru au tăcut imediat. Cum puteți amenința copii străini? A spus o pasageră în vârstă ar fi mai bine să întrebați de ce părinții lor nu se ocupă de educația lor. Ne să asculte morala, Artur și Ilie au ieșit pe stradă. Petru a suspinat ușurat. Totul în regulă? L-a întrebat șoferul. Da, normal, a răspuns Petru încet. Vă mulțumesc mult. Ei mereu se agață de mine. Stai pe scaunul din față, să vorbim, i-a făcut semn bărbatul. Întorcându-se la locul său, cum te cheamă, tu? Petru Nestrov a răspuns acesta fără intare. Nestrov, iar pe mama cum o cheamă? Vocea șoferului s-a schimbat. Cristina, a răspuns Petru. Și tu ce o știi? Petru nu a observat că șoferul a tăcut din cauza încercărilor de a-și suprima lacrimile neașteptate, pentru că el nu doar că cunoștea mama lui Petru, ci era tatăl său biologic. Vadim conducea de câțiva ani o viață obișnuită, dar nu pentru că toate fondurile sale fusese rânghețate de poliție. Motivul era altul. Nașterea fiului său l-a schimbat. El a realizat că Andrei va fi un tată mai bun pentru băiat decât el și ultimul său act de trădare a fost firma pe care o deschideseră împreună, de mult, foști prieteni. În acel moment, când a aflat că abia și-a luat viața lui Andrei și Marinei, Vadim a realizat cât de mult s-a prăbușit. El s-a speriat de el însuși. Acum era tatăl cuiva, mincinos, răzbunător, egoist. Cum ar putea o astfel de persoană să poarte responsabilitate pentru altcineva, să fie un exemplu de urmat? Vadim a fost șocat de întâlnirea cu fiul său, pentru că voia să se ascundă și să nu-i mai cadă niciodată în ochi. Lasă-l pe Petru să crească cu părinți iubitorii care să-i poată oferi o educație bună, dar acum Vadim își dădea seama că îl văzuse pe Petru înainte, că băiatul se întoarce constant acasă pe acest traseu. Măi, unchiule, totul e în regulă. L-a întrebat băiatul. Când a venit rândul lui să iasă, a atașat cardul la aparat și l-a privit atent pe adult. Da, micuț, nu te îngrijora, am o alerge care s-a declanșat, de aceea plâng. Ai grijă de tine și nu te lăsa jignit. Vadim îndrăzni să-și mângâie fiul pe păr. În acel moment, a simțit sentimente atât de delicate, cum nu mai simțise niciodată înainte. Petru a coborât din autobuz cu un zâmbet, lăsându-le pe Vadim complet pierdut. Huliganii nu l-au mai deranjat pe Petru în autobuz. La școală, au început să se ia mai rar de el, alegând o nouă țintă inofensivă pentru abuzurile lor constante. Acum, Petru se întoarcea de la școală cu o dispoziție veselă. Îi plăcea foarte mult șoferul cu care se împrietenise. Când intra în autobuz, băiatul se oprea imediat lângă Vadim, iar ei vorbeau un șoaptă. Ai niște desene foarte frumoase. Victoria ta la concurs a fost meritată, îl lăuda el pe fiul său. Și eu în copilărie îmi plăcea să desenez, nu am mai încercat de mult, este foarte distractiv, dădea din cap Petru cu un zâmbet. De anul viitor voi merge și la not. Drept prietenia dintre Petru și Vadim a luat naștere de la sine. Tatăl se bucura de fiecare secundă Petru cu fiul său și era fericit că nimeni nu-l mai jena. Petru îi spunea lui Vadim de ce era hărțuit. Mama spune că este urât, se confesa Petru. Tatăl meu a scos un om din foc, imaginați-vă, nu a așteptat pompierii, ci a intrat singur în flăcări, de aceea are cicatrici. Lui Vadim îi era dureros să audă că Petru și familia s-au suferit din cauza gestului său oribil. Deseori voia să se pocăiască în fața fiului său, să-i spună că el este cel care i-a stricat viața părinților timp de mulți ani, dar nu a putut să-i verse asta copilului. Dacă ar mărturisi, Petru îl va urși nu se vor mai vedea niciodată. Așa că te-ai împrietenit cu șoferul de autobuz? S-a interesat Cristina. Da, este foarte bun, a oprit pe Artur și pe Ilia, s-a bucurat Petru. Vă arăt imediat, s-a apucat să caute în galeria telefonului. Am filmat un videoclip cum conduce autobuzul. Cristina a oftat, aproape că-i scapă din mâini telefonul fiului ei. Anna, clară, vedea pe fostul ei soț, a fost cuprinsă de panică. Vadim se apropia de Petru, cine știe ce avea în minte. Doamne, fiule! A strigat ea. Dragă, ce ai? Andrei a privit-o peste umăr și a rămas înmărmurit. Petru, ăsta e prietenul tău? S-a încordat fiul, nu înțelegea de ce părinții lui erau atât de încordați. Să mergem la poliție imediat, i-a spus Cristina soțului ei la ureche. Nu voi permite să se învârtă pe aici cu siguranță are ceva în minte, a zis Andrei, îngrijorat. Poliția a acționat rapid și l-a arestat pe Vadim în acea seară. Întâlnirea lui cu Andrei și Cristina a avut loc în holul secției. Uite de Petru, nu-l vei mai vedea niciodată. Scurt. Andrei l-a apucat de jachetă și l-a scuturat. Îmi recunosc toate crimele, doar permiteți-mi să ne vedem. Vadim a implorat. Soții s-au uitat unul la altul. Inimicul lor comun se schimbase vizibil, iar aspectul său spunea că crimele comise îl măcinau cu adevărat. Petru este singurul lucru bun care mi-a rămas, sunt fericit că este al meu. Dacă doar el va dori să te cunoască, Cristina a spus ferm. Deși ei și Andrei îl urau pe Vadim din tot sufletul, nu intenționau să-i mintă pe Petru pentru că el se atașase deja de tatăl său biologic. Procesul lui Vadim a avut loc la câteva luni după aceea, deoarece avocatul său a trebuit să depună mult efort pentru a încerca să construiască o linie de apărare pentru mai multe crime violente. Petru a cerut să fie prezent în sala de judecată împreună cu părinții săi. Ești sigur? Cristina s-a îngrijorat. Ea și Andrei s-au înțeles să nu-și îndrept fiul împotriva lui Vadim, care oricum avea să stea cel puțin 20 de ani în închisoare. Da, dar totuși va fi acuzat, iar el ar trebui să aibă măcar un singur membru al familiei. După cum era de așteptat, Vadim a fost condamnat la 17 ani. Andrei considera că pediapsa era prea mică pentru crimele pe care le-a comis cu premeditare. Petru a plâns când Vadim l-a privit după pronunțarea sentinței. Aceluia i-a făcut semn fiului său, dar nu a putut zâmbi ușor. Nu te teme, fiul meu, Cristina l-a strâns la piept și l-a mângâiat pe obraz, vei putea să-i scrii scrisori. Sau poate te vei vedea când vei fi mai mare, a adăugat Andrei. Soții știau că Petru putea distinge între faptele bune și cele rele și nu voiau să-l facă să se simtă rușina pentru dorința de a păstra legătura cu tatăl său biologic. După proces, Conturile lui Vadim au fost decongelate și banii care îi aparțineau lui Andrei și Cristinei au fost returnați. Ei au devenit din nou proprietarii veniturilor lor. În sfârșit ne putem permite operația ta. Cristina a sărit la gâtul soțului ei și l-a sărutat. Doamne, oare nu voi mai simți aceste priviri? Andrei a oftat, încă neputând să-și creadă norocul. Au fost necesare mai multe proceduri pentru ca fața și corpul său să arate la fel ca înainte, dar aproape. Ești altfel, Cristina l-a privit cu curiozitate pe soțul ei. Iată-te acum, noul soț. Acela a râs și a îmbrățișat-o. Tati, eu te iubesc oricum, a adăugat Petru și s-a alăturat îmbrățișărilor părinților săi. Nu-mi pasă de asta ați avansat în lumea afacerilor cu aproape opt ani. Soții Nesterov înțelegeau că nu mai puteau recupera timpul pierdut și au decis să investească bani într-o nouă afacere. A fi antreprenor este plăcut, fără a dori să atingi vârfuri imposibile. Cristina, poate să ne ocupăm de mobilă. Tatăl meu făcea totul singur, l-am ajutat mult în atelier. Ea ieșit destul de bine până când am început afacerea cu Vadim. Am lucrat chiar și la o fabrică de mobilă și am învățat câteva lucruri, iar apoi, poate vom lansa propria noastră producție, vom produce mobilier exclusiv la comandă. Nu e o idee rea, a clătinat din cap Cristina, dar trebuie să studiem mai bine problema și să încercăm. Până nu ne implicăm undeva, putem încerca lucruri diferite și să ne hotărâm. Soții au decis să se concentreze pe producția de mobilă, au închiriat un spațiu, au achiziționat echipamente. S-au instruit singuri și au angajat meșteri experimentați. Rețelele sociale și-au făcut treaba și în curând Cristina și Andrei au primit comenzi de la primii clienți. Recenziile despre afacerea lor în curs de dezvoltare erau lăudative și comenzile au început să sosească în mod regulat. Iată că am venit cu câteva idei despre cum să atragem clienți. Uite ce zici, a transmis Cristina soțului ei o listă. Ea nu participa adesea la procesul de fabricare a mobilierului, ci se ocupa mai mult de rețelele sociale sau de vopsirea obiectelor. Cea mai ușoară variantă ai ales-o, a glumit Andrei asupra soției sale, la care Cristina i-a arătat limba în joacă, stând cu pensula în mână. După un an și jumătate de muncă asiduă în atelier, soții puteau spune că au muncit din greu au recrutat un personal de profesioniști care procesau zilnic numeroase comenzi spre bucuria clienților. Cred că ne-am meritat o vacanță după munca de o zi, a declarat Cristina, prăbușindu-se pe canapia în sufragerie. Și eu, a strigat Petru, aruncându-se lângă mama lui. Am terminat cu toții pe cinste. Atunci, eu pur și simplu sunt obligat să-mi duc muncitorii la mare, a râs Andrei eu nu am făcut nimic. Familia a plecat în vacanță împreună cu familia marinei. Compania se odihnea în camere de lux, iar seara se relaxa pe plajă în apă răcoroasă a mării. Au mers în excursii, au încercat atracțiile marine și chiar s-au scufundat cu scuba. Slavică, ești un campion, așa de talentat și muncitor, a zâmbit Cristina prietenei ei. Da, m-am măritat cu noroc, a râs Marina. Mai de mult spălam podelele în birou, iar acum îmi pot permite o vacanță pe un astfel de resort. Săptămâna de vacanță, de care s-au bucurat ambele familii, le-a dat putere și le-a adus unele surprize. Cristina a început să se simtă rău în atelier, când cineva dintre meșteri încălzea prânzul la cuptorul cu microonde. Doamne, ce miros îngrozitor! Ea și-a acoperit gura cu mâinile, realizând că o să vomite. Cristina, totul e în regulă cu tine. A întrebat-o Svelana, colega ei, care o aștepta lângă toaletă. Nu știu ce să spun, a răspuns Cristina și a fugit înapoi în cabină. Mă uit cum a început prima mea sarcină. Se pare că asta e ea, a spus Cristina când s-a întors după câteva minute. Dar felicitări! A strălucit Svelana, îmbrățișând-o cu grijă mulțumesc, dar trebuie să mă asigur. Doar vă rog, nu spuneți nimănui nimic. Vreau ca Andrei să afle primul. Cristina. A exclamat soțul ei, auzind veștile emoționante. S-a uitat la ea cu entuziasm. Ești o minune, a spus el, aplecându-se spre burtica ei și sărutând-o prin cămașă. Andrei, am aproape 40 de ani. Crezi că va funcționa? a întrebat Cristina cu teamă. Desigur că va funcționa. Bună mia, -mi sigur că va funcționa. El a îmbrățișat-o cu grijă pe soția sa, simțindu-se cel mai fericit om din lume. Dacă ți-a plăcut povestea, te rog să mă susții cu un like. E un singur gest simplu, dar pentru mine este foarte important. Toate cele bune!